Bună dimineața la toată lumea. Azi 2 iunie 2020, mă aflu la pește, după cum știți, după cum bine știți, o baltă privată în Spania, sălbatică. Să vă arăt și ceasul, cât este ora și ce dată suntem. Se vede, nu? Este 8 și 2 minute. 2 iunie 2020. Fir întins. Să vedem dacă filmează. Da, filmează. Vedem ce prindem noi astăzi. La bobiță de mămăligă. Prima aruncare. Picam pe fund. O să las pluta puțin mai jos ca să-l controlez mai bine. Față. Mare, așa mai. E un crab mare. Vinul ia cu totul, fuge cu ea.
mamă, ce trăsătură. Ce trăsătură puternică. Un pic în ea, o lasă. Da. Un caras frumos. Un carasoi. Vede, nu? Are vreo 300 de grame. Frumos. Directa ghebun sus jos. Pun o boabă așa mai mare. Poate iau unul crepălău mai bariu. Uite la ea. Aici fiind apa mai mare, trăsături mai violente. Trăsături tari, jos, sus, dar foarte tari. Tare, Dania. Hop, hop. Este un pește răpitor care îl face așa.
carasul sau crapul, dacă a băgat pe la fund, e în cârlig. Pește răpiturul, pește mic care face așa. E la ea. Nu am pus-o. Cui? Da, un pic mai pe fund. Un pește mic ăsta care face așa. Ăsta nu e un pește mare. Și nici caras, nici crab nu e. Ales crapul, când o ia un ghid, se duce cu totul. Profund nu mai dă nia. Babă mai mare, așa mai. Poate luăm ceva mare. O bucată mare. Felie. Thank you.
suntem vreo 3 pescari pe toată balta. Nimeni n-a luat nimic. Vrea să pună botul de loc. Am avut două trăsături, dar n-am luat nimic. I-am dat o măligă jos acolo. Ce mai vrea? O măligă cu arome, cu esențe de lămâie. Esențe de rom. Ce mai vrea? Angăleată asta. A început să cânte cucu. Cred că luăm cucu azi. Ca în găleată, și adică găleata. Ca la găleată. Incredibil la ora asta să nu fie activitate. Credeți-mă că de câte ori am venit pe balta asta dimineața, am luat pește chiar unul după altul. Astăzi, nu știu ce se întâmplă, că nu vrea deloc. Zici că e mort. Nici crab, nici caraz, nici lisă, nici plătică, nici croșioară, nimic. Nu vrea deloc. Asta e, mai și zilele astea. Dar cam rar așa ceva.
venit la... opt, am ajuns aici. M-am aruncat unica la 8 și vreo 3-4 minute, m-am aruncat unica în apă și ceasul 9, o oră. Am avut două trăsături, aiurea, nimic, n-am nimic, într-o oră nimic. Măliguța, dar nu o vrea deloc măliguța. Măcar unul rătăcit așa să vină. Ciu! Caras! Caras! Par gheața. Caras frumos. Aut. Aut e bucată. Ce-a luat tata. Aproape de kilogram. N-a venit, dar când a venit... se vede, nu? Frumos. Juvenlic. Da, cum am pus-o, cum a dat prin ea? Cred că e un ciortan, frumos. Ciortan? Da, ciortan. Ce puternic e. Deci are un program frumos. Putere are de mă saltă după scaun. Cred că e mai mare de un kilogram jumate. Ce puternic e, de nu pot să-l scot afară și dau aer. Foarte puternic. Abia acum a scos cap afară. Gata, l-am obosit. L-am obosit pleașca. Care vreo 2 kg. Da. Cred că are 2 kg. Da. Ba. Puternice. Ce mare e.
Vezi? Cred că are vreo 20 și ceva, 2 jumate. Se vede, nu? Cât a crăpălău. O să-i scot acum. Mai vi-l arăt odată. Se vede, nu? Captură frumoasă. Mi-a luat ceva timp până l-am scos. O trăsătură agresivă în jos, la fund. Bățul și-a făcut treaba. Carpin carbon 100%, 3,20 m, fir 20, hârlic de 12, plumb pulisan opritor și pluta de pe 1. Finețe, finețe. Vine și ăla micu, vine și ăla mare. Când vrea să mănânce și să o ia, o ia direct. Ciu, la fund. Ia pe un pic mai mărișoară aici și ăla vreo 1,20 m, 1,30 m. E destul de mare apa. Acolo la papură e la cam vreo 70-80 cm. Dar nu e loc curat acolo. Ați văzut ce trăsătură? Bang, bang! Popiță de mămăligă mai mărișoară, așa. După cras, după caras și crap. Se joacă cu ea, dar nu e trăsătură concretă să se dau în el. Uite, ce-o saltă în sus. Ce-o saltă în sus. Băgăm un pic de umbră aici și la cameră. Cam bate soarele în cameră și se închide.
se închid automat. Și eu zic că filmează și ea nu mai filmează. Vine crăpălăi, vine, că nu, o să-i cauzi, circulă și umblă, da, e puține șanse la băț, pe ăsta am avut noroc că l-am luat, 2 kg așa, 2 și ceva așa, oricum sare de 2 kg și un pic, dar de la 3 încolo, 3 jumate, 4 e complicat. Foarte mare și foarte puternic. Dar eu aș vrea să vină ăia mari, de la 4 kg în sus, în rupă, dar să-l văd. Să-l văd așa un pic. Dihania. Da, boa baianac. Dă un pic în ea, o lasă. Să nu-i pește mare, ăsta cred la mare când vine, fuge direct cu ea. O ia de... Uite la ce se joacă la el. Uite la el. Ah, uite, când a tras mai violent în jos. Da. Cred că e Sortan sau un caras. Ha? Bun, ce puternic ești. E mare. Da, e o lisă. O lisă. Da, a scăpat. Mai bine că s-a dus, că are niște țepi pe coamă și pe burtă, îți dă sânge, te rănește, dacă nu știi să o prinzi, să o ții în frâu cu putere în mână, te înțeapă ca un pui de rechin, așa, are, cum e macrou. Pește foarte putere, la 200-300 de grame ai impresia că ai dat un grab de 4-5 kg. Da, păi la un kg. La un kg îți rupe asta, e foarte puternic. Fuge până apă și chiar dintr-o viu. Rachete.
Puta caraça. Caraça e caraça. Pá, pá. Vamos ficar felia. Felia. Hop, hop. A outra bocata de caraça. Plinda aí, aquele femela. Tá vendo, não? Outra. Que taquada. Colou assim, colou. Lastuf. A mim que vira um crapo, que crapo faz, acha crapo fraco. Quando aí dá, tem ele, olha lá, fuga de. Ah, foste um caraço. Um caraço pro moço. É caro, eu vou chamar de quilogramo. Transatura pro moço. Pac, pac. Sus. As bré, dá um tivamare pro término. Sanrupa, tá que Léo, dá que não sanrupa. Aretone, traçatura do patraçatura, cambraeiro, que não. Dá. Maliguta. Pac, pac. Ai, não, mais violento, mais agressivo. Não me convence, ela está um picanhado, não me convence. Gracias.
așa, cu ea, dar nu ea. Fugă cu ea, să salte mai mult în sus. E ca luat. Cu unul babă mai mare, așa, pentru un crepărău. Crepărău așa la 2 kg, nu vreau mai mult. Că n-am nicio șansă dacă e mai mare de 2 kg. Nicio șansă. Bă, ce să joacă cu el? Hâț, hâț. Ia o lasă. Când vine crapul, carasul ăla, o ia în prima. Ăla nu stă la discuție. Foarte mult puie de răpitor. Și ăla, ăla să joacă cu el. Ăla să joacă cu el. Hop. Hâț. Hâț. Da. Cui? Caras și caras. Trăsătura lui frumoasă. De-aia îi zice caras. Cui? De-aia îi zice caras. Uite caras frumos. Mamă, liga își face treabă. Ciocăne ăla mic, o ciocăne, când vine ăsta mare, ăsta direct, ori sus, ori jos. Thank you.
asta e periculoasă. Asta înțeapă. Uite, uite ce se bate, ce nenorocită. Are niște țepe aici, mi-e frică că dacă mă înțeapă îmi dă sânge. Dar îi dau drumul acum, că e foarte periculoasă. Are niște țepe aici și așa. Nu vreau să mă rănească. Dar ce frumos a tras, am zis că e un caras. Cui? Toată pruta cui? Trăsătură de caras. Și e pește răpitor, dar uite că vine și la mămăligă. Fiind o baltă sălbatică, nu are ce să mănânce decât ce e în apă, nu dă nimeni mâncare, aici nu dă nimeni decât asta, o curățește, să fie curată. Mai vine niște băieți aici cu... aruncă cu lansetă cu pește de ăla de silicon. La ăla vine peștile astea care le-am prins eu la mămăligă acum. Lisă, se cheamă lisă. Nu știu cum zice la noi, albișoară, nu știu cum zice. E un pește de foarte periculos. Foarte agil, foarte iute. Frumos afară, adie vântul, a stupat așa nori, e cât un nori, pe acolo a mai stupat soarele, e o răcoare de, e o frumusețe să dai la pește. A când e 35-40 de grade, e complicat. Pa, cui? Caras frumos. Ta caras. Cred că are aproape un kilogram. La carpa. Si. Cât a carasul? Cred că are un kilogram. Uite cât a burta.
E plin de mele. Vede, nu? Auriu. Uite câtea gură. Vede, nu? Vine, vine. Aici, în orice moment, când zici că nu vine, atunci vine. Toată, pac, pac, sus. N-am trăsături. Aici la pistola, dar este mi-a audie normal. Hai, mă. Da, un pic, boabă de mămăligă, e? Vedem, poate mai bine vreun caraj, vreun ciortan, ceva. Da. Am fost stat, m-am uitat la ăsta cu motoreta și era toată în sus. Am fost pe fază.
Vem da cuia. Vai pro picas. Né, atins. Cum am pus-o? În zbor a luat. Caras. Caras de ui puternic. O ce late. Uită-l, vede, nu? Caras mare, auriu. Bine, o ia cu totul. Nu, rachetă s-a dus la fund. Ținut-o vreun minut și ceva în apă, am scos-o, cum am aruncat-o drept în ea. Deci asta cu gura deschisă, i-am băgat-o drept în bot. În prima, că nu ca în găleat n-am trăsături să dau în el.
Poate mai lăși nevreun cărăsui, vreun ciocănel. Că mult nu o să mai stau, că nu mănâncă de lucruri, că am plictisit. Să vedem, poate mai au ceva. Foarte mare căldură, o năbușeală de nu poți să respiri, dar mai așa cât un oruleț așa. Nu vrea să o ia deloc. Am trăsături foarte, foarte rare. Nici caras, nici crap, nici plătică, nici roșioară, nici lisă. Ca îngăleată. Sunt singur pe baltă. Parcă aș fi un pescari că nu prinde nimic. Că și ieri a fost fatal. N-a mers deloc. Am luat ieri un crăpălău la vreo kil și ceva. Și vreo 2 carași așa la vreo jumătate de kil. În cam 3 ore am stat. La 8 de dimineață și până pe la vreo 11. Am văzut că nu-i nimic, am plecat. 3 trăsături, 3 pești. Pătenim, nu se atinge de ea. Neatinsă. Da. Cum am pus-o, cum? Un crap. Un
lucrat foarte mare. Care vreo 2 kg și ceva. Da. Chiar 3 kg cred că are. Ce forță. Forță mare. Nu vrea să iasă afară de loc. Foarte mare. E complicat asta. Foarte complicat. Foarte complicat de scos. E să nu rupă bățul. Deci nu vrea să iasă afară deloc, să scoată cap afară. Hai de mine, ce puternic. Foarte puternic. Puternic rău de tot. Uite ce, cât l-am obosit, cât l-am aia. Abia acum. Da, abia acum a scos cap afară. După 2 minute. Da. Am scos. Da, uitați. Un crab și ui câta căpățână. Uitați. Câta pește. Se vede, nu? Un pic mai scoate să vedem mai bine. Uite. Uite-l câta căpățâna de mare. Un crab și uite câta coada. Uite. Uitați. Se vede, nu? Crab și uite. Aici se închide și partida mea de pescuit astăzi. Îi bă! A înțepat bine. Să dau camera puțin mai aici. Vă arăt ce am prins eu astăzi. Să vadă. Uitați. Se vede, nu? Câta felia. Uite-l. Uite câte palme are. Are o palmă, 2, 3, 4. 4 palme jumate. O să le liberez acum. Uitați cât aripioare de mare are. Uite câta gura. Dacă vă place ceea ce postez, dați și voi un like, butonul de subscribe, clopoțelul, să fiți la curent cu toate capturile care le prind. Uitați. Și vă pupă. Să le liberăm. S-a dus. O să eliberez și pe ăsta. Mai am un crab frumos aici. Tot așa la vreo 2 kg și ceva. O să le eliberez și pe ăsta. Crap șui. Cățăt aici. Niciodă. Uitați. Se vede, nu? Uitați, negru, tot așa. Un crap șui. Du-te, tată. I love you. Caras. Caras frumos așa la vor. 200-300 de grame pe care du-te. Se vede, nu? Care are o jumătate de kilogram.
Am un caras aici aproape un kilogram. O să-l scot la urmă pe ăla. Să uitați. 700-800 de grame cred că are. Uite așa un caras frumos. Uite, tata. Că aici e casa ta și tu aici trebuie să stai. Uite așa un caras frumos. Opa, hop, hop. Le liberăm. Ăsta este carasul, aproape un kilogram, femelă. Ia uitați câta burtă are. Vede, nu? Câta burtă. Ia uite. Pupă-i. Like, subscribe și clopoțelul să fiți pe fază la toate postările noastre, toate capturile. Și vă pup. I love you. Aici se închide partida mea de pescuit astăzi, 2 iunie 2020. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să dați și voi un like, butonul de subscribe și clopoțelul. Fiți cu ochii pe mine și vă iubesc. I love you.